Bună ziua, bine ați venit la un nou videoclip de pe acest canal. În acest videoclip vreau să vorbesc un pic despre faptul că în pneumologie, care este domeniul în care lucrez, lucrurile nu sunt întotdeauna atât de simple. Pentru că multă lume se gândește că suferă de ASP sau BPOC sau tuberculoză, trebuie să se ducă la pneumolog și astea sunt singurele motive pentru care cineva ar ajunge la pneumolog. Uneori sunt singurele diagnostice care sunt puse. Și vreau să vă spun în acest videoclip că lucrurile sunt un pic mai complexe, că uneori bolile precum asmul sau BPOC-ul pot să ascundă și alte boli care să semene în prezentare și o întrebare foarte frecventă pe care o primesc pe acest canal este dacă cineva are un anumit simptom cu respirația, ce diagnostic ar avea? De exemplu, cineva să spunem că suferă de o durere în spate, în dreapta și mă întreabă ce diagnostic ar avea. Sincer să vă spun, nu aș putea să vă spun. Și oricine v-ar spune un diagnostic din prima pentru orice simptom. De exemplu, aveți lipsă de aer seara și cineva vă pune un diagnostic pe chestia aceea, doar pe acest simptom, eu aș fi foarte, foarte sceptic. Pentru că un simptom este doar o senzație pe care o aveți dumneavoastră, o senzație subiectivă, care să știți că de la om la om poate să fie foarte diferită. Și poate să apară din cauza multor, multor boli. Deci, un simptom anume nu înseamnă o anumită boală, nu îi sunt echivalente. De ce este acest lucru important, de ce îl menționez? Pentru că am văzut mulți pacienți care sunt diagnosticați, de exemplu, cu BPOC, care este bronhopneumopatie obstructivă cronică. Este o boală foarte frecventă în pneumologie, ne confruntăm cu ea foarte, foarte des. Însă, aceasta este o boală care trebuie totuși urmărită în timp, pentru că uneori un diagnostic pe care îl punem se poate schimba. Pentru că simptomele, într-adevăr, asociate cu niște explorări pe care le facem, niște analize, punem, ne duc la un anume diagnostic. Însă acel diagnostic să știți că se poate schimba în timp. Și asta am văzut de multe ori în comentarii iarăși, unele persoane care au menționat că au avut un diagnostic, dar apoi au mers la un alt doctor și li s-a pus un alt diagnostic. Asta nu înseamnă că primul medic nu a fost bun. Vreau să vă spun doar faptul că diagnosticele în timp se pot schimba. Deci, de exemplu, cineva care este diagnosticat cu BPOC s-ar putea mai târziu să fie diagnosticat cu o altă problemă pulmonară. Pentru că BPOC este ca un termen umbrelă, ca să spunem, care acoperă niște modificări care apar în plămâni, niște modificări patologice, adică este o boală în sine, dar acea boală poate să semene uneori cu alte boli și diagnosticul poate să se schimbe. Asta nu înseamnă că e ceva rău, înseamnă de multe ori că diagnosticul a devenit mai precis. De asemenea, partea a doua este că nu toate diagnosticele trebuie să fie schimbate. Uneori BPOC sub tratament, dacă Persoana respectivă se simte bine, nu trebuie neapărat să căutăm mai în detaliu. Dar asta am vrut să vă spun aici, că nu tot ce este ASP sau BPOC este gata. Nu mai avem nevoie să mergem la medic. În general, majoritatea problemelor de respirație necesită o urmărire îndelungată, pentru că trebuie să vedem ce se întâmplă în timp. Și aici. Avem nevoie ca și medici de colaborarea dumneavoastră ca și pacienți. Pentru că dacă ne spuneți cum reacționați, de exemplu dacă vă dăm un tratament și ne spuneți mă simt mai bine, mă simt mai rău, nu văd nicio diferență, în mintea mea eu pot să mă gândesc că poate trebuie să mă gândesc mai mult și să văd dacă nu există ceva ce se ascunde în spatele primului diagnostic pe care l-am pus și să văd dacă nu trebuie căutate alte motive. Și am aici un carnețel care aș vrea să văd dacă focalizează camera pe el. Să spunem că aici avem niște lucruri pe care le tratează pneumologii. Vedeți aici ASC, BPOC, TBC, dar mai avem și sarcoidoză, mai avem și fibroze pulmonare, pneumonii, diverse infecții respiratorii, sindrom de apnee în somn, etc. Sunt foarte, foarte multe diagnostice în pneumologie și trebuie mereu să ne gândim dacă Primul nostru diagnostic nu este cumva doar o fațadă și ascunde ceva mai mult. Dar asta pot să fac doar dacă mă ajutați dumneavoastră, ca și pacient. Trebuie să-mi spuneți ce se întâmplă, trebuie să-mi spuneți ce simptome aveți, trebuie să-mi spuneți cum reacționați dacă vă dau un tratament, dacă pur și simplu mergeți la un medic și apoi nu vă simțiți bine cu primul tratament, mergeți la alt medic, practic o luați de la capăt. Și este uneori mai rău. Mai bine uneori mergeți la același medic de mai multe ori, până ajungeți la o concluzie. Și să știți că majoritatea medicilor la care mergeți, mai ales dacă mergeți și spuneți Domn doctor, mi a dat tratamentul ăsta, dar nu m-a ajutat foarte mult. Ce pot să fac mai departe? Medicul respectiv va începe să se gândească că poate este altceva și deja are istoricul dumneavoastră medical, deja știe, nu pornește de la punctul zero. Are deja câteva cunoștințe despre boala dumneavoastră, ce medicamente luați, cum are ați reacționat și poate eventual să vă ajute mult mai bine. Dar vreau să mai spun încă un lucru înainte să închei videoclipul: că uneori bolile respiratorii nu se pot vindeca. Și asta este partea care este greu de acceptat pentru foarte multă lume. Și îmi pare rău că uneori să știți că ajungem la capătul cunoștințelor medicale și nu mai putem să schimbăm lucrurile, nu mai putem să vindecăm bolile. În acele situații, uneori trebuie pur și simplu să încercăm să facem tot posibilul ca să trăim cu boala și asta înseamnă să luăm tratamentele corect de cele mai multe ori pentru a menține boala sub control sau dacă este o boală care este progresivă și devine din ce în ce mai rea cu timpul, să încercăm din tot, cu toată puterea să o încetinim, adică să prelungim cât mai mult viața, în condiții de confort. Dar acestea sunt lucruri pe care uneori lumea nu le discută. Și asta este păcat, pentru că, din păcate, ca și oameni, nu suntem nemuritori și uneori ajungem în situații în care trebuie să trăim cu boli destul de grave. Dar mereu eu țin un grad de scepticism și dacă cineva are o boală care, să spunem, evoluează foarte rapid, trebuie să ne punem problema dacă nu se ascunde un alt diagnostic în spate. Dar, din păcate, uneori nu putem să oprim ceea ce se întâmplă. Acest video, o să știți că nu prea are cap și coadă, dar am vrut doar să punctez niște lucruri nuanțate, să vă spun doar că lucrurile uneori nu sunt atât de simple. Și vă mulțumesc din suflet că mi-a adresați întrebări pe acest canal, dar vreau să vă spun că cunoștințele medicale, nu numai ale mele, dar și altor medici, au limite. Și trebuie să acceptăm aceste limite. Este, bineînțeles, dreptul dumneavoastră să căutați o a doua opinie mereu. Dar eu vă sfătuiesc, dacă ați pornit cu un medic, să încercați la început, cel puțin, să mergeți la controle regulate și să vedeți ce sfaturi vă dă medicul în funcție de istoricul dumneavoastră medical, în funcție de cum răspunde la tratamente. Pentru că dacă săriți de la un medic la altul și mereu încercați să explicați fiecare simptom pe care îl aveți cu o altă boală, s-ar putea să nu fie strategia cea mai bună. Pentru că bolile seamănă între ele, simptomele seamănă între ele, pot să însemne foarte multe lucruri. Sper că v-a fost de folos această idee pe care v-am dat-o în acest videoclip și în alte videoclipuri vom discuta poate despre lucruri mai practice, numai bine sănătate.